Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Mai exact o să fac astăzi un nou challenge cu Uncle John de față aici. Am mai făcut, țin minte, acum vreun an de zile ceva, un video împreună. Și astăzi o să facem un challenge în care o să încerc să degust și să ghicesc aroma acestor băuturi. Sunt mai multe, adică sunt trei tipuri de băutură. Șampanie, Prosecco și spuman românesc. El o să-mi spună puțin despre fiecare în parte. Sincer, nu prea mă pricep în general, da, niște indicii. Iar mai târziu puțin, mă voi lega la ochi, o să-mi pună el din fiecare, fără să știu ce și cum. Și o să încep doar pe baza gustului și al mirosului să ghicesc aroma. Deci o să fie un challenge 18+, ca să zic așa, adică cei care sunt băutori și le place ceva mai rafinat, astea sunt ceva mai rafinate, mai diferite, adică nu sunt chiar de la bodega de la colțul străzii, ca să zic așa. Așadar, puneți acolo un mare like, sper să vă placă challenge-ul ăsta, e ceva mai diferit, dar hai să-i dăm bătaie. Dragi prieteni, am ales să începem cu aceste spumante, toate sunt spumante, în accepțiune generală, pentru că este vară, da, și toată lumea vrea să bea Prosecco, vrea să bea șampanie, vrea să simte bule în pahar. Principala funcție sau principalul lor al acestor băuturi este ca să ne învioreze, să ne refreșeze ori la prânz, ori seara, ori noapte, ori... Deci îți dă o senzație mai plăcută, așa, te relaxează puțin. Te relaxează și sunt foarte fresh. Și este un mod simplu de a transforma o zi normală într-o zi specială. Este un lux necesar, șampania sau spumantele, și e foarte frumos că atunci când ai prieteni în vizită să începi masa cu un spumant. La început, la final. Și se poate și la final. Și la final degustat, dar e mai bine la început, pentru că șampania, având bule, te distrează atât în pahar, când vezi bulele în pahar și ragul de perle care se ridică în pahar, și de asemenea te face să fii mai atent prin aciditate. Exact ca și cum atunci când bei un Coca-Cola foarte acidulată și rece, îți place gustul. Pentru că este și dulce, e fresh. Vara și eu nu prea beau în general acidulat. Dar vara mai simt nevoie, așa, mai ales când e cald. Exact, chiar și apă minerală. Și eu beau apă plată, dar vara îmi place apă minerală. Și curăță bulele și parcă te stinge setea mai rapid. Deja nu se alilează gura, numai când vorbești. Deci le-am recit, este important să fie foarte bine recite. În general, la vinul și la spumante, în special, este bine să ele să fie recite undeva la 4 grade, pentru că oricum, după ce le punem în pahar, se încălzesc. Pentru degustare, în mod normal, se folosește paharul de vin. Noi, pentru eleganță, folosim pahare de șampanie, pahare de cristal. Se aude clinchetul cristalului. Pahare de cristal pentru că este un mod mult mai elegant de a bea un spumant. Vă spuneam că sunt trei tipuri. Unul este acest spumant românesc produs la șinleu Silvanie, de către firma Silvania, de către Crama Podgoria Silvania. Este un spumant sec. Există mai multe grade de zahăr în șampanie, exact ca și la vin. Acesta este sec. Avem aici un extra dry, deci sec sau dry. Prosecco este produs de Casa Bianca în Veneto, scrie pe ele DOC Veneto. În Italia, în Italia, dar în nordul Italiei, acolo în Veneto, aproape de Treviso. Și șampania este produsă în Champagne, în regiunea Champagne, de o comună Grand Cru. Grand Cru înseamnă cel mai înalt grad de calitate la Champagne, scrie aici, Grand Cru, la Ferrari. Deci dacă îmi dau seama că se ia una bună, trebuie să scrii Grand Cru. Aici. Exact, Grand Cru. Asta e cel mai mare grad și este brut. Deci avem brut, avem extra dry și avem dry. Brut înseamnă că are undeva cam 6 grame de zahăr rămase în șampanie, extra dry undeva la 12 grame, și dry sau sec are 17 grame de zahăr, chiar peste 17 grame de zahăr, între 12 și 17. Dar din cauza, cum spuneam, că este foarte acidurată această șampanie sau aceste spumante, nu se simte gustul dulce, gustul grețos, ca la un vin foarte dulce, ci se simte un gust catifelat. În general, spumantele sunt vinuri care se fermentează a doua oară. Deci mai există frizante care se impregnează cu dioxid de carbon, dar toate aceste trei au fermentat în această sticlă timp de 2 ani. Prosecco, timp de 2 ani. De la vânzare? Exact, deci se fermentează vinul, se asamblează mai multe vinuri diferite, din mai multe soiuri de struguri, după care se pune, se dopuiește și se pune împreună cu o doză de zahăr și drojdii și rămâne la fermentat. Nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru că ne jucăm. E mult de povestit. Da, e foarte mult de povestit. El știe foarte mult, e în domeniul acesta. O să revenim, de asta mă apuc așa și câteodată vorbesc prea mult. De tehnic, prea tehnic. Dar ideea este că șampania și spumantul tradițional, prin aceeași metodă ca și șampania, este fermentat a doua oară în sticlă, deci vinul se adaugă iarăși drojdii și zahăr, refermentează și din fermentație rezultă acest dioxid de carbon și o presiune foarte mare, între 4 și 6 atmosfere. Da. Iar Prosecco este, asta se numește metoda tradițională sau metoda champenoază. Prosecco este făcut din metoda Charmant, adică vinul se fermentează a doua oară cu zahăr și cu drojdii în tancuri de inox și se oprește fermentația prin criogenizare, deci se răcește foarte tare și atunci rămâne și zahăr cât dorim noi. Acesta este extra dry sau îi dă o catifelare, îi dă o rotunjime, ca să zic așa, pentru că de multe ori la șampanie se simte gustul și de vin vechi, se simte gustul și de drojdii. Deci ce înseamnă vin vechi? Are un gust un pic amărui. Ce înseamnă drojdii? Are gust de pâine, de cozonac, de croasante și este un gust plăcut, un gust elegant. Dar o să vedem care dintre ele o să-ți placă. Da. Bun, deci eu... Asta vreau să arăt. Da. Deci are, zici că e catifea, are așa, e îmbrăcat, e catifea, nu? Da, sigur, e catifea. Foarte șmechere sticla, așa, foarte moale, foarte mișto la atingere. Foarte fain. Da. Și le-am notat aici pe 1, 2, 3, dacă vedeți, pentru a ghici și câte 2 pahare pentru fiecare dintre noi, ca să eu voi fi legat. El deja știe, le cunoaște gusturile, dar eu habar nu am. De asta cred că am mai băut. Bine, nici chiar albastru, parcă era verde, sau deci nu știu. Există, cel negru este brut, albastru este sec, verde demisec și roșu dulce. Așa a făcut compania pe domeniul ăsta, pe lux, pe șampania lux și a poziționat brandul pe culori, ca să zic așa. Să fie ușor de recunoscut. Exact. Șampania Grand Cru e doar în această formă, ca să zic așa, ambalată, strugurii sunt diferiți. Prosecco se face dintr-un singur strugure care se numește și strugurile Prosecco sau mai de mult se spunea doar Glera, tot acolo de origine din nordul Italiei. Șampania românească aceasta produsă, sau spumantul românesc produs la Șiniu Silvania, este făcut din struguri de Chardonnay, deci doar din struguri albe. Chardonnay, Riesling italian și Fetească Regală, fiecare are câte un rol. Chardonnay-ul e mai cremos, Riesling-ul are aciditate, iar Fetească Regală e de aromă. 50% este Chardonnay și variază proporția de la an la an între Fetească Regală și între Riesling italian. Iar șampania de la Ambone, chiar de lângă Krug, multă lume a auzit de șampania Krug, este din același sat, să zic așa, cu Krug, e consăteană cu Krug, are în ea Pinot Noir, foarte mult, Pinot Meunier, care ambii sunt struguri roșii. Tocmai asta este ideea, că trebuie să-ți placă sau nu. Nu contează foarte mult detaliile, așa, și Chardonnay. Deși sunt struguri roșii, călugurul Dom Perignon... Pare fi albă. Da, este albă, da. Strugurii roșii, practic, la strugure, coaja strugurului este cea colorată și are foarte multă aromă. Bobul nu. Sunt doar puține soiuri de struguri care au și bobul colorat. Da, exact. Aici a fost stors doar mustul, n-a stat în contact cu boabele. La Pinot Noir și la Pinot Meunier, ambii struguri negri, și de aceea a rezultat Blanc de Noir, cum se spune, din struguri roșii, vin alb și șampanie albă. Povestea șampaniei este foarte lungă și de la Dom Perignon, de la 1693, când a exclamat "beau praf de stele", atunci când a deschis prima șampanie făcută de el, până în prezent e o grămadă, toată lumea cunoaște, o grămadă de poveste și foarte mult marketing, de aia Moet Chandon e peste tot. Și lumea îl apreciază, dar eu zic că și această șampanie românească și de asemenea Prosecco de calitate e un spumant care te bine dispune și te face foarte vesel, ca să zic așa. Deci ai în Franța, Italia și România, da. Vedem care câștigă. Sigur. Deci, acum, eu o să le desfacem, o să le punem în pahare, aici, tu vezi acum, care este. Deci acum văd. Da, acum vezi, După care... eu o să le schimb. Deci tu vezi că pozițiile sunt aici, deci nu, sticla o să o luași așa, doar paharele golesc. Exact, paharul să le schimb. Și eu o să încerc să le pun unde le pun, așa. Exact. Perfect. Atunci mă leg la ochi. Ok, hai să vedem. Okay. Deci, ca să deschidem o sticlă de șampanie, trebuie să fim atenți ca să nu scoatem ochii la cineva. Toate au aici o bandă. Sau să spargem gustul. Exact, o bandă care în mod normal se desface foarte ușor, da? Se ia acest capișon și din cauza că presiunea este între 4 și 6 atmosfere, are o cutiuță și o cușcă de sârmă care e învârtită de 6 ori. Deci după 6 ori scoatem cușca, cam tot timpul ar trebui ținut un deget aici, degetul mare, ținut pe șampanie, ca să nu zboare, după care putem să rotim și stica și dopul. Eu deja simt că este presiune și că iese. De-aia trebuie foarte bine răcită și când se deschide trebuie ținută la 45 de grade, ca să nu zboare. Sper că nu spălăm pe aici pe jos. Așa. În mod normal, acest sunet prevestește un mare chef sau o zi de naștere, da? Acum poate și speria, dar e mai elegant să deschizi ușor, să facă în mod așa, ca să aibă un fel de sărut al vinului. Da. Ok, o să punem aici. Deci, o să observăm culoarea foarte frumoasă. Culoarea nu se mai vezi. E foarte important ca la o șampanie să ne dăm seama de calitate și la un vin spumant, că avem și șampanie, o singură șampanie, de bule. Se vede deja, bule perlează foarte frumos. Trebuie să fie bule fine și pentru că dioxidul de carbon e bine impregnat de la fermentație în vin, ele perlează foarte mult timp. Da. Eu am răcit bine șampania asta, dar de timp s-a mai încălzit un pic, cât povestim aici. Oricum se vede, e fantastic. Deci jocul ăla bun și o culoare aurie. Da. E, dacă nu este clară, atunci înseamnă că există o problemă cu șampania și un defect și nu trebuie să o bem. Trebuie să o rocăm. Gustăm, bineînțeles, și o folosim la mâncare. La pui. Da, se poate folosi la pui. A, o pui, da, la grătar, la ceva. Da, la friptură, facem friptura în cuptor în ea. Uităm și aici să vedem dacă avem această bandă, dacă nu o deschidem direct altfel. Așa. Dar e un pic mai pe economie, n-au pus bandă, dar l-au tăiat. L-au tăiat pe ceva. Așa, la fel, aceeași cușcă. Cușca de siguranță. Aici avem între 2 și 4 atmosfere. Deci e mai mică atmosferă, e mai mică presiunea la Prosecco. Este foarte apreciată. În America, Prosecco a depășit șampania. Din două motive. Unul, că este de obicei un pic mai ieftin decât șampania și fiindcă are un gust mai fructuos. Deci gustul la... Poți să guști deja? Poți să guști. De ce? Nu, poți să miroși. Să miroși. Poți să miroși. Hai să miroși, ca să mai dau un club. Poți să miroși, să vedem dacă reții miros. Nu să guști. M-am grăbit. Și să vezi dacă ții minte mirosul. Sunt peste 3000 de mirosuri care le recunoaștem, în mod normal. Da, dar în general după 2-3 mirosuri nu mai ne dăm seama, trebuie să stingem cu altceva, nu mai știu exact cu ce. Da, mirosul și gustul. Este alb. Da, este alb, este într-un stil gusturile, se vede. Deci asta mai puțin în sticlă. Acolo avem și un vin vechi. Avem două, de obicei se folosește și vin de 2-3 ani. Așa. Nu scrie anul, deci există șampanii vintage și non-vintage, sau spumante. Acestea sunt non-vintage, deci n-au ani, sunt din mai mulți, vinuri din mai mulți ani. Care-i rolul sau care-i scopul cu să te folosești vin din mai mulți ani este ca tot timpul să menții calitatea. Chiar dacă vinul anul viitor e mai prost, tu folosești din mai mulți ani și calitatea trebuie să fie la fel. Se vede, încă perlează foarte frumos, dar la Prosecco partea bune sunt un pic mai mari. Un pic mai mari, dar vezi, se observă, deja se observă. Da. La Prosecco parcă sunt un pic mai mari. Poți să-l miroși? Da. Se spune că pielea iubitei o ții minte tot timpul. Acum, cu asta e mai greu. Ăsta e mai aromat. Prosecco. Nu, asta. Nu, vin, vezi, e mai puternic. Sau... Și se schimbă și gustul. Acum, ce arome? De obicei se simt arome de flori, arome de pâine, arome de... Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. E foarte elegant această sticlă, doar verde și auriu. Verdele și auriu erau culorile Imperiului. Și dopul, și cușca. Imperiului Austro-Ungar. La Viena. Aha. Asta a ieșit. A ieșit, Nu e suficient recită, dar ne dăm seama. Pentru degustare. Deci cu cât e mai reci, cu atât sare mai tare dopul? Nu, mai puțin, nu sare. A, mai puțin? Nu sare, da. Trebuia să-l băgăm la congelator. Deci dacă e rece, nu sare. Înțeles. Ca și recomandare, jumătate de oră la congelator. Da. Nu foarte mult, dar jumătate de oră merge. Da. La congelator. Se vede și la șampania franțuzească că avem o culoare tot mai închisă, mai puternică, chiar mai puternică de la cea românească, decât de la spumantul românesc. Tot am zis că nu suntem foarte tehnici, dar nu ne putem abține. Miroase și pe masă. Bun. Dar eu va trebui să le pun, bănuiesc, când am aia la ochi să le pun, să zic asta e albastru sau ceva, exact, că exact. Eu acum le-am văzut și culoare. Le-ai văzut, totuși. Poți să le miroși încă o dată și șampanie miroasă. Când eu fac aici pe ordine. Deci să zic aia e 1, aia e 2, aia e 3, așa pot să spun, ca să înțeleagă toată lumea. Da, pot să spui asta e Prosecco, asta e șampanie, asta e spuma în Silvania. Deja nu mai am încurcat mirosul. Aia nu, eu... se simte. Se simt diferențe de finețe, vezi și pelajul, spuma, deja s-au oborit paharele, vezi ce puternic. Șampania e mult mai efervescentă decât celelalte două, vezi acum am și pus-o mai târziu în pahar, da? E mult mai efervescentă pentru că drojdile sunt mai puternice acolo. Da. Bun, prieteni, tocmai ce am terminat de filmat și challenge-ul, o să iasă un clip prea lung și m-am gândit să-l împart în două, așadar o să fie prima parte în care deja ați văzut povestirea, tot ce am făcut, ce am povestit până acum, și partea a doua pe care o să o pun mâine cu challenge-ul propriu-zis și nu o să ghiciți ce am făcut acolo. Și nici nu o să vă dau niciun indiciu pentru că vreau să fie surpriză, așadar puneți un like dacă așteptați challenge-ul de mâine și un comentariu, vreau să vedeți, mâine să vedeți, e ceva foarte interesant, astea sunt aromele. A ieșit ceva super tare. Cam asta a fost clipul, prima parte, după cum am spus. Am vrut să fac unul lung, dar prea lung nu e bine. Așadar, ne vedem mâine. Numai bine!